Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție cu totul specială, mai ales datorită invitatului care este alături de noi în această seară. Este vorba despre unul dintre cei mai apreciați și prolifici totodată compozitori muzicieni din România, domnul Adrian Enescu. Bună seara, bine ați venit la UIL TV. Mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim tare mult că v-ați făcut timp să ajungeți în platoul UIL TV. Asta Republica de la Ploiești, nu putem să ratăm. Nu sunteți pentru prima dată la Ploiești, ați mai fost și în alte ocazii. Mi-amintesc că numai departe decât acum câteva luni ați participat de asemenea la Ploiești, la un eveniment pentru care ați fost responsabil în mare măsură. E vorba de... Da, a fost începutul turneului, a fost primul concert cu proiectul Bach în Showbiz, pe care l-am făcut alături de Zoli Tot. De la trupa System, pentru cei cărora mai degrabă le-ai cunoscut din postura asta, deși el e un percuționist. El a terminat conservatorul la Cluj, a făcut un fel de master în Germania, un an de zile sau 2 ani de zile. El e instrumentist de muzică simfonică, așa a fost antrenat. Provine dintr-o familie de muzicieni. Mama lui este profesoară de pian și de canto la școala de muzică și tatălui a cântat la clarinet și în corul filarmonicii din Timișoara, iar fratele lui a făcut conservatorul în Spania și după aia a găsit un post la filarmonica din Berlin și acum, uite, și-a câștigat postul de concertmaestru în Macau. Așa, dar există o tradiție. Există o tradiție muzicală, da. Și împreună cu Zoli am inventat acest proiect Bach în Showbiz, iar primul concert a plecat de la primul turneu din turneu, da? Din turneul celor 14 concerte, numai prin partea asta, Transilvania, Banat. Și primul concert a plecat de la Ploiești. Vă plac provocările de genul acesta? Vă place să experimentați? Orice provocare îmi place. Orice provocare care e de bun simț și de bun gust, o accept și eu mi-o însușesc instantaneu. Atunci, dacă îmi dați voie și dacă vă plac provocările, am să vă provoc să ne întoarcem un pic în timp la... Cum s-a născut pasiunea pentru muzică în cazul dumneavoastră? Aveți și dumneavoastră o tradiție, precum Zoli Tot, pe care îl pomenea mai devreme? Nu, n-are nicio legătură. Eu am picat singur... Există un pod, am stat pe calea Griviței în București, pe lângă Gara de Nord. Știu că tatăl dumneavoastră a lucrat în cadrul căilor ferate. Da, a fost în căile ferate. Dar am ajuns la muzică că mi-au plăcut mie sunetele. Era un pod pe acolo pe unde stăteam eu și eram așa de fascinat de sunete. Mă suiam pe podul ăla, mi-aduc aminte, ascultam toate locomotivele care merg pe sub pod, când scoteau sunete, când scoteau aburi, mașinile care urlau, claxonau, oamenii care treceau pe pod, toate astea erau ca o simfonie pe care eu puteam să le dirijez, puteam să le balansez, să le fac și era o senzație extraordinară. Mă dădeam, stăteam pe în mijlocul podului și dirijam și pur și simplu inventam sunetele astea, le suprapuneam din cel mai autentic stil polifonic. Ați fost compozitor și dirijor de când vă știți, înțeleg? Nu, dirijor n-am fost, e o altă meserie, nu mi-arog o meserie. În sensul că dirijați sunetele și le dispuneați într-o anumită ordine nu, care să vă de când mă știu, producă plăcere. De când mă știu, eu am scris muzică. Asta este ocupația mea importantă, să scriu muzică și să orchestrez și să imprim muzică și să masterizez, să mixez. Deci relația muzicii cu electronica, asta a fost obiectul principal și este în continuare a plecării mele muzicale și tehnice. Sunteți de altfel considerat un pionier al muzicii electronice aici în România și cred că unul din primii, și dacă ne raportăm la experiențele de peste hotare. Da, a fost o perioadă a anilor 65, după anii 65, când muzica electronică a erupt pe tot pământul datorită celui care a inventat Moog sintetizatorul. Și au fost, nu foarte mulți, dar mulți din cei care au scris și au imprimat muzică electronică cu aceste instrumente, cu primele sintetizatoare, sunt nume de rezonanță
mondială, nume foarte importante, gen Vangelis, Rick Wakeman, Patrick Moraz, Jean-Michel Jarre, sunt oameni importanți care după anul 1965 și începutul anilor 70 au scos niște discuri absolut extraordinare și care au schimbat practic viziunea exact și fundamentale a istoriei muzicii electronice și nu numai. Am ajuns cumva mai devreme la o întrebare pe care o pregătisem cumva. Vreau să vă întreb, cum a schimbat sintetizatorul muzica? A schimbat-o, nu? Sintetizatorul este un instrument și orice apariție nouă a unui instrument automat face ca muzica să meargă mai departe. Dacă ne întoarcem în timp, secolul 16-17, când existau niște claviaturi, claviaturile muzicii baroce, printre care un clavecin. În începutul secolului al XVII-lea, acest clavecin a fost foarte bine pus la punct din punct de vedere tehnic de niște constructori. Și atunci Bach, tot vorbim de Bach, Bach a scris clavecinul binetemperat 48 de preludii și fugi folosindu-se de acest clavecin dezvoltat tehnic și pe care a putut să scrie pe mai multe tonalități și să umple tot spectrul ăsta al tonalităților. Sunt convins că dacă Bach s-ar fi inventat acest instrument nou, categoric scria pentru el, pentru că absolut toate instrumentele, dar absolut nu există excepție, toate instrumentele care s-au inventat au făcut, au avut ajutorul compozitorului. A fost și pentru compozitor un ajutor, dar și pentru instrument un ajutor, pentru că imediat compozitorii au început să scrie, au început să gândească, au început să-i descopere subtilitățile fiecărui instrument și sintetizatorul ce este? Sintetizatorul cum a fost el făcut, erau niște oscilatoare. Oscilatoarele alea care au pus în fine într-o chestie combinație de fizică acustică foarte, foarte performantă, au putut să ducă la niște sonorități absolut noi. Și atunci orice compozitor a fost fascinat de aceste sonorități noi, nu că erau practic instrumentele clasice se puteau vedea în aceste instrumente electronice sub o altă privire, sub o altă optică, sub o altă cucerire acustică și timbrală, în primul rând. În momentul în care tehnologia a căpătat și a pași foarte importanți, în care tranzistorul, care pe vremea aia costa $10, să zicem, el a scăzut, procesul de fabricație a fost din ce în ce mai ieftin, s-au putut inventa alte echipamente, în sensul că alea erau echipamente analogice, după aia a apărut era digitală. Era digitală la rândul ei, după au apărut primele calculatoarele care erau cu niște procesoare Z pe vremea anilor 83, Commodore 64 și Atari, care erau niște calculatoare cu procesoare Z foarte pe vremea extraordinar, dar astăzi dacă ne uităm, ni se par nu știu cum, calculatoarele au apărut mergând până astăzi la calculatoarele cu niște procesoare extraordinare. La rândul lor, sistemul de tehnologic al ciberneticii evident că a putut face acest pas uriaș pe care l-a făcut electronica în anii vreo 2014. Așadar, fiecare instrument îi deschide noi orizonturi. Fiecare instrument deschide categoric noi posibilități de a explora lumea categoric, asta fascinantă categoric, categoric. Și sunt compozitori care scriu numai muzică electronică, deci folosindu-se numai claviaturi electronice combinate, asistate de calculator, sau scriu muzică electroacustică. Muzica electroacustică ce înseamnă? Înseamnă că un compozitor face un suport electronic care el merge în boxe și în față este un 1, 2, 3, 4, vezi cazul Bach și Showbiz, în care este un quartet de instrumentiști care cântă live, care cântă simultan cu aceste sunete care provin din generate de un calculator sau pe un suport de stick sau alt tip de CD și așa mai departe. Avem această combinație de instrumente clasice cu muzică electronică. Cu muzică electronică, asta se numește muzică electroacustică. Mai departe, există orchestre de muzică, orchestre simfonice mari de 80-100 persoane care au înglobate în ele un instrument de muzică, un instrument electronic. Ne întoarcem iarăși în timp, în anii
1938, un francez a inventat un instrument care se chema Onde Martenot, care este un instrument care are, e un fel de claviatură, dar cu un fel de bandă. Și la cânta pe bandă, înțelegi, ca și când ar fi, punea sunetul degetul mai sus, mai jos, putea să vibreze. Și de aici îl manipula, îl urca la o octavă sus sau jos. Ăsta a fost integrat imediat după război, în anii 45, imediat a fost integrat de compozitor, pentru că era un instrument nou, un tip de producere de sunet absolut nou și, cum am spus, era o chestie absolut fascinantă și este un lucru fascinant, imediat a fost băgat în orchestrele simfonice. S-au scris concerte pentru Onde Martenot. Cum mai nou există, s-a reeditat la începuturile cinematografiei, muzica se făcea pe, cânta cel cu piano și după care s-au inventat muzica făcută pe cilindri. Și erau, cilindrii erau un fel de partitură care se punea în butoanele alea și mergea automat. Acum există compozitori care scriu pentru aceste lucruri. S-au făcut niște cilindri pe care tu poți, în momentul în care stai acasă, scrii muzica, el automat îl transcodează pe toate pătrățelele alea care intră în tamburul ăla și s-au scris concerte. Deci orice experiment, compozitorul este un om deschis la absolut toate experimentele și își permite orice experiment și își dorește orice experiment. Să ne întoarcem însă la momentele acelea când vă bucurați de muzica orașului, de ceea ce alții ar numi zgomote și pentru dumneavoastră reprezenta o simfonie. Exact, dar cu atmosfera aparte. Sigur, orice zgomot, orice... Sunt zgomote și zgomote. Pentru unii înseamnă zgomote, pentru unii înseamnă o muzică. Nu? Suprapune la polifonie, aduce la niște efecte nemaipomenite. Și percepțiile sunt subiective. Și percepțiile sunt categorii subiective. Spuneați undeva, și nu doar sună foarte bine, că tot vorbim despre muzică, spuneați despre sunete, că le vedeți cumva ca pe niște mărgele pe care vă place să ne înșirați așa pe o sfoară. Dar întotdeauna m-am întrebat, cum vede un muzician sunetele? Le percepeți ca pe niște ființe? Au și o imagine? Au carnea lor? Au corporalitate? Sau reprezintă ceva volatil, cum ar spune definiția, că până la urmă sunt doar niște vibrații? Sunetele sunt niște vibrații. Un compozitor, cred că eu cel puțin, hai să mai iau, eu știu de ce fac eu. Pentru mine sunetul înseamnă, e o culoare. Sunetul e ca o imagine definită sau nedefinită care umblă prin spațiu. În momentul în care tu compui, este un lucru paradoxal. Nu zici că vine muza și nu știu ce, cântăm și facem și dregem. Întotdeauna avem două sunete, nu? De la care cânt un sunet și mai cânt un consunet. Și acum încep să construiesc, pentru că toată combinația asta de aceste sunete, poate să iau în stânga, poate să iau în dreapta, poate să meargă înainte, exact ca o clădire, cum construiesc o casă. O casă îi faci fundația, după aia faci primul etaj, al doilea etaj, după care pui încep, acoperișul pui și o mobilezi. Și încep să o mobilezi și să faci design interior și mai departe. Toate astea țin de o tehnică. Sigur, peste toate există și muza aia care mai mult e o chestie de un lucru de bun gust, cum să continui discursul muzical. Dar el este un discurs. Asta înveți în școală. Că altfel, tocmai asta face diferența între diletanți. Diletanții sunt oameni care iubesc muzica sau pictura sau teatru sau ce vrei tu, dar... Dar n-au aceste instrumente. Dar n-au aceste instrumente. Nu pot să... își dă seama exact de ce se întâmplă în măruntaiele construcții. O fac doar instinctiv. Sigur, eu un iubitor de muzică, dar nu știe cum să învârt aceste informații. Sigur, e nevoie și de foarte mult diletanți, pentru că diletantul face, el propagă această muzică, propagă curentul artistic în public, nu? Și de-aia există mișcările de amator, care sunt lucruri, după părerea mea, lucruri foarte importante. În afară că socializează oamenii, dar să știi că pe tot globul există coruri, există instrumentiști care se adună, oameni care se adună și cântă de plăcere. Și cântă numai de plăcere. Asta le umple timpul, socializează și le deschid o
portiță către lucruri frumoase, ceea ce este un câștig pentru o societate. Spuneați că vedeți sunetele în culori, ca pe niște culori. Știu că vă place mult și pictura, nu? Exact. Sunt un mare amator de pictură. Sunt un mare amator de pictură și asta am văzut la pictură. Pictorul ce face? Ia o pensulă și trage pune o culoare roșie, cu pensula după aia pune, nu știu ce, altă culoare și din această combinație iese un pattern absolut nou, nu? Așa se întâmplă și muzica, în momentul în care eu am de-a face cu orchestra simfonică. Orchestra simfonică are de sus și până jos pe verticală un număr X de instrumente. Din aceste orchestrații, asta înseamnă să combini artistic unu, două, X instrumente, să dea un conglomerat nou, care să fie foarte bine articulat și să aibă o culoare nemaipomenită, să aibă o culoare pe care să genereze publicului un tip de așteptare, un tip nou de așteptare, un lucru rotund al sferei muzicale. Există o artă care combină vizualul cu muzica. Sunt mai multe, dar una dintre ele este cinematografia, este filmul. Sunteți și un mare pasionat de film și înțeleg asta încă din copilărie. Erați un mare amator de pelicule. Un mare amator de ne film. Ne puteți spune mai multe și în felul ăsta o să ajungem și la momentul în care ați compus muzica pentru filme și nu pentru un film sau două, ci pentru zeci de pelicule, unele foarte cunoscute publicului. Și cum am ajuns la cinema? Povestiți-ne descoperit cinematograful, primele filme poate la care ați mers cu tatăl dumneavoastră sau poate cu prietenii? Am mers cu tatăl meu, dar mă duceam singur, că mă împrietenisem cu proiecționistul cinematografului unde mă duceam și am luat niște fotograme de acolo care pe vremea aia pelicula se lipeau trei acte. Un act are în vechile standard avea 15 minute și atunci ca să meargă o bobină mare se lipeau 3 sau 5 bobine. Deci asta însemna cam 30-40 de minute, umbra această bobină și după aia trecea pe un alt film, pe un alt aparat de proiecție și mergea altă bobină. În momentul în care se lipeau asta, cădeau niște fotograme și eu le-am început să le adun, că îmi plăceau filmele alea pe care le vedeam și m-am dus acasă și am făcut o întreagă inginerie cu un diapozitiv, nu știu ce, am luat un acordeon și aia mergea pe ecran și în momentul ăla am putut să-mi scriu prima... V-am proiectat aceste imagini și am scris prima muzică de film. După aia, până anii 90, am văzut un film, Cinema Paradiso, care avea exact același scenariu. Acțiunea se petrecea într-un sat în Sicilia, cu un copil, cu un proiecționist, în fine, aproape povestea identică și am zis, uite, domnule, că de fapt numai filmele care generează povești adevărate să pătrundă atât de mult. Mare iubitor așadar de filme și mare iubitor de pictură, ați ales totuși muzica în cele din urmă. Când? Care a fost momentul în care a știut că o să faceți muzică și v-ați dus la conservator? Înainte de a vă duce la conservator, a studiat instrumentul? Cu cine? Am făcut instrumente în școala de muzică, dar am făcut puțin instrumente în ultimii ani de școala de muzică. Adică n-am făcut o performanță din pian, nu mi-am dorit niciodată să fac solistică, pentru că a fi solist înseamnă cu totul alte date ale meseriei de instrumentist, care, repet, e o chestie, un calvar. O poți să studiezi un an de zile, doi ani de zile un tip de concert, ăsta sonate și așa mai departe, după care de-abia atunci începi să le cânti. În momentul ajungi într-o sală, ești solist, ești singur, tu singur cu instrumentul ăla, că e pian, că e vioară, și în fața 1000 de oameni. E un alt risc, cu totul altă valoare intelectuală și chiar de curaj, eu îi zic. Și, în general, meseriile astea, că se cheamă scriitor, că se cheamă compozitor, că se cheamă actor, că se cheamă pictor, sunt meserii de curaj, sunt meserii în care tu ești singur și în fața ta sunt 1000 de oameni care te urmăresc. E un lucru de curaj. Și trebuie să lași garda jos, să te deschizi, să deschizi exact, sufletul în fața lor. E o asumare. Îți asume acest chestie. De-aia niciodată nu mi-au plăcut criticii. Repet, pentru mine criticul este o chestie pe care nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg cum vine unul și spune, domnule, ăla n-a jucat bine sau n-a cântat bine. De unde știe el? Niciodată are o unitate. Cu ce unitate de măsură judecă?
Cu ce unitate de măsură? În meserie în care matematica 1 plus 1 egal 2, la tine poate fi 1 plus 1 egal 5, nu? Asta nu înseamnă că e greșit. Sigur. Doar că nu corespunde viziunii tale asupra... Exact. Un critic poate să... Nu numai un critic. Oricine poate să spună, domne, este un lucru realizat cu bun gust sau mai puțin bun gust. Asta se vede. Pentru asta nu trebuie să fii critic de film sau de teatru sau de muzică. Dar vin și spun, a, nu e bine, n-a cântat ăla tare sau prea repede sau prea încet. Lucrurile sunt atât de discutabile. În orice caz, cel care cântă este un om care își asumă. El a venit în ring, nu? S-a așezat în fața 1000 de oameni pe o scenă și a zis, domne, asta e propunerea mea. Bună, proastă, e o propunere. Dacă nu e bună, nu vine nimeni la concert. E simplu, ecuația e simplă. În critici nu credeți așa, dar în public? Absolut, în public cred, categoric. În public, da. Categoric cred. Că este, vrei, nu vrei, este cel care cumpără bilete, ajungând la lucrul acesta mercantil, el cumpără bilete, vine sau nu vine la... Sau cumpără discul, sau cumpără... Exact. Cumpără, participă la ceea ce tu încerci să-i oferi. Dar cred că cel mai tare și unicul critic adevărat este timpul. De ce? Pentru că în timp, timpul decantează valorile adevărate. De cele superficiale? De cele superficiale. Cele superficiale vor dispare automat. Nu? Și, noi știm, de exemplu, ce a făcut opera lui Beethoven, dar nu știm tuturor criticilor care l-au înjurat pe Beethoven. Nu se pomenește de niciunul. În schimb, de Beethoven știe o lume întreagă și știe vorba aia de două secole, trei secole vorbind de Beethoven și vorbind de toți acești oameni importanți ai muzicii, ca să nu deschidem discuția despre oameni importanți ai culturii mondiale. Vorbim de oameni importanți pentru dumneavoastră și pentru cariera dumneavoastră. Cu siguranță ați avut profesori care v-au inspirat sau modele în muzică. Ne puteți vorbi puțin despre cei care... În general, cu modelele, lucrurile au stat cam așa. Am avut un profesor de compoziție care se numea, dar eu îi spun la prezent, Aurel Stroie, de la care am învățat foarte multe, printre care, cu ajutorul căruia am și ajuns la centrul de calcul unde am lucrat pe primul calcul, unde am văzut și am început să dau cu nasul de primul calculator și cu de muzica electronică, un om care știa foarte multă muzică, un om care scria numai muzică contemporană, deci muzică simfonică de avantgardă, numai de avantgardă, care este o muzică de nișă. Poate puțină lume, din păcate, îl percep și știu de auzit de numele Aurel Stroie, cu regret spun, pentru că este un mare intelectual al poporului ăsta, pe nedrept uitat și pe nedrept nedifuzat și necântat, chiar în această nișă de care vorbesc. Dar revenind un pic cu modelele, povestea cu modelele, eu am judecat-o la modul ăsta. Nu mi-a plăcut să accept să fiu, să am un model, pentru că puteam să fiu un epigon al acestui model. Să încep să pur și simplu să-l imit pe ăla că îmi place. Și atunci am evitat, sigur, am ascultat și ascult foarte multă muzică. Îmi plac foarte mulți creatori de pe pământul ăsta. În ultimii 1000 de ani sunt oameni care nici nu-ți vine să crezi cât de mult inventează, domne, și cât de mult să inventează, vine să crezi pe o muzică, care muzica ce este? Sunt 8 clape albe, 5 negre. 8 și cu 5 fac 13. Aceste 13 sunete se mută în spațiu hertian, ca discutăm de Pitagora, de la Pitagora, care a pus bazele acestui concept matematic al sunetelor, care este de la sunetul cel mai de jos, pe care urechile noastre nu le aud, până la ultra, deci 20 de hertz, până la 20.000 ultrasunete. Și acest pachet de 13 sunete se mișcă în sus și în jos, dar ele tot 13 sunt. Că să cântă mai jos sau să cântă mai sus, asta e altă discuție. Și rămâi surprins cum aceste 13 sunete generează melodii, armonii importante care au rămas și pe care oamenii le-au făcut și le fac de-a lungul secolului și încă le fac. Și lucruri extraordinare. Care e concluzia? Concluzia, cred eu, că este că
un artist este suficient să pună un micron acolo, un micron din personalitatea lui, care să ajute la această construcție extraordinară care este istoria artelor, istoria generală a artelor, istoria umanității. V-ați căutat așadar propriul drum. Și, exact, și mi-am căutat... Fără să ignorați muzica de dinaintea dumneavoastră? Niciodată nu... Sau muzica, muzica celorlalți? Muzica de alături, de dar... astăzi. Dar am încercat și încerc tot timpul să fiu cât mai personal. Iar în momentul în care simt că este seamănă cu ceva sau este tributară unei alte idei, imediat rup și am oprit discuția cu tipul ăsta de muzică care îl fac, ca idee. Mi-e extrem de interesant. Ce îmi spuneți, nu e foarte ușor unui creator să... E obligatoriu. E obligatoriu dacă vrei să... Chiar dacă o simte ca un sacrificiu pe care îl face. Sigur că da, dacă vrei să fii un om serios, e obligatoriu de a tăia. Pot să povestesc, a existat un mare compozitor, uriaș compozitor, care s-a numit Ravel. Ravel a fost coleg de facultate cu George Enescu. Amândoi au fost elevii lui Gabriel Fauré în începutul secolului 20. Au fost colegi de facultate prin anii 1910-1930 la Paris. Ravel a scris în total, cred că 30 de opusuri, nu mai mult. Înainte de a muri, săracul a făcut o paralizie și n-a mai putut să scrie, nici măcar creionul nu mai putea să-l țină în mână, în fine, o dramă. Cu toate astea, omul și-a făcut curățenie, a aruncat tot ce a considerat el balast și de-aia a rămas cu aceste 30 de opusuri, pentru că s-a gândit mai bine decât mult, puțin, dar super perfect. Și de-aia, uite-te, toate operele lui Ravel sunt emblematice pentru toată istoria muzicii și pentru generații întregi de ascultători. Toți cei care vă cunosc spun despre dumneavoastră că sunteți un perfecționist, care vrea să facă lucrurile bine până în ultimul detaliu. Toți oamenii și... serios fac asta. Nu numai eu, dar asta am învățat tot din istoria artelor. Că dacă vrei să lași moștenire în niște lucruri serioase, dacă vrei să te uiți în oglindă să te respecti, trebuie să faci lucrurile foarte serios. Nu există, hai că merge și așa. Nu așa, există. Chiar dacă nu vă plac criticii, sunteți cel mai mare critic al dumneavoastră. Categoric. Eu pot să mă critic, pentru că... Pentru că știți și ce ați gândit atunci când ați exact, compus. Și când îmi dau seama că gândul meu nu funcționează bine, atunci, evident, trebuie să mă întreb, dar de ce? Înseamnă că concepția să dărâmă casa, exact cum am spus. Că rămâne, practic, o casă de fațadă și vine primul uragan sau primul vânt și s-a ales praful de ea. Când compuneți, vă gândiți și la cei care vizitează casa asta, sunetelor, la public sau, în primul rând, la dumneavoastră, sunteți primul public? Dacă vrei să faci muzică facilă, trebuie să te gândești la public. Dacă vrei să ajungă cât mai repede la public. De-aia există muzica entertainment. Asta înseamnă muzică dedicată publicului. Și asta e o concesie sau nu neapărat? Poți să faci muzică de calitate? Poți să faci muzică de calitate, dar trebuie să faci și concesii. Din păcate trebuie să faci și concesii, că fără concesii nu merge. Nu toți oamenii au citit cărți, din păcate, nu toți oamenii au ascultat muzică, nu toți oamenii s-au dus la muzeu și așa mai departe. Marea majoritate... Vă pămâneați pe domnul Stroie și de faptul că, în ciuda faptului că exact, muzica e extrem de complexă și... Și inventivă. Greu de digerat de publicul sigur simplu needucat. Dar noi îl judecăm pe Aurel Stroie ca unul din compozitorii importanți în crearea școlii contemporane de muzică românească. Vorbim de după anii de război, nu? În care școala de muzică românească a fost obligată să se înființeze. Pentru că diferențele estetice între al școlii muzicale după anii 50 și ce s-a întâmplat înainte în România sunt uriașe. Atunci era un mimetism al muzicii germane, a valțului vienez, a muzicii mai ușurele din spațiul rus. Deci o muzică neevoluată, nearticulată perfect. Și atunci toți compozitorii care au venit după anii 50, care au întemeiat școala românească, școala simfonică de muzică clasică, sunt foarte importanți. Vinte Gare și domnul Stroie, evident.
spuneți că n-ați vrut să aveți modele, v-ați propus programatic cumva lucrul ăsta, pe de altă parte sunt oamenii care v-au marcat cumva cariera categoric, cu care v-ați categoric întâlnit, au fost întâlniri fericite. În... Absolut, absolut, au fost întâlniri nu fericite, întâlniri fundamentale ale mele, pentru că important este să ascult o muzică, să am cu cine să o discut, nu? Să o comentez, că e foarte... Asta e frumusețea muzicii. Dacă eu ascult o piesă și tu asculți o piesă, o putem comenta, tu descoperi alte lucruri în ea. Putem comunica. Din această comunicare, fiecare tragem o concluzie. O concluzie de cum s-a scris această muzică. Ce a vrut să spună muzica asta? De ce muzica asta s-a făcut așa și nu s-a făcut altfel, nu? Repet povestea cu casa, nu? În casa poți să-i pui pilon de susținere 1, 2, 3, 5 sau nu știu cât, să faci o casă pe doi stâlpi și ea să fie... Deci asta este important într-o discuție cu cineva care iubește aceeași meserie, pentru că fiecare descoperă alte amănunte importante ale construcției și estetică a muzicii. Pe de altă parte, i-ați influențat pe mulți și aveți mulți discipoli, declarați sau nu. Și cel mai drag v-a fost, cred că tot la timpul prezent vă place să vorbiți despre el, Doru Căplescu. Ne puteți spune mai multe? Doru Căplescu este un băiat cu o aplicație tehnică extraordinară. Dar chiar extraordinar, provine dintr-o familie de muzicieni, el a terminat trompeta la conservator, taică s-a cântat la radio, în orchestra radio, și fratele a terminat clarinetul, cred că a fost sau este încă într-o orchestră în Grecia, concertmaestru. Dar în afară de asta, calitățile, abilitățile lui spre calculatoare, nu atât spre instrumentele sintetizatoare, sampler. Ce înseamnă sampler? Sampler este un instrument care are posibilitatea să imprime un sunet. De exemplu, eu te pun pe tine să gândi și acum eu te imprim, îl trag pe o clapă. Încep să fac un program cu el și mut vocea ta mai sus sau mai jos. Și în momentul ăsta pot cânta foarte restrâns, e foarte adevărat, cu timbru tău. Deci este o chestie super personală. De aici s-au dezvoltat multe programe care au dus la... Sunt oameni super specializați care fac aceste programe de samplare. Ele au evoluat tehnic datorită evoluției tehnice și invenției tehnice. Doru avea această calitate absolut ieșită din comun. O spun cu regret că s-a dus, pentru că a făcut un infart, a murit la 44 de ani, omul putea să mai avea multe de spus. Avea multe de spus. Avea categoric multe de spus. Și spuneați că dincolo de abilitățile tehnice deosebite, avea și inspirația aceea de care e nevoie și dorința exact de a trudi la casa asta. Și dorința, avea o dorință în exces, adică putea să stea ore, zile în șir până descoperea o anumită subtilitate pe care dorea să o pună în evidență. Promiteam să vorbim și despre muzica de film, pentru că ați compus coloana sonoră pentru multe pelicule. M-aș feri să spun coloana sonoră. De ce? În general, lumea folosește cuvântul sintagma coloana sonoră. Coloana sonoră înseamnă altceva. Coloana sonoră este o adunare a sunetelor care sunt în film. Că sunt niște zgomotele. Exact, sound effects-urile care sunt de fapt zgomotele, care sunt post-sincronele, în sensul că dacă s-a mișcat un pahar, normal trebuie făcut acest zgomot, că altfel dacă nu ai senzația în film că el plutește. Ceva, nu da? Că el plutește. Ceea ce nu e adevărat, că el este un zgomot real. Iar banda de muzică este muzică. De-aia mie îmi place să spun, domnule, cine e asta? A scris muzică de film. Nu, coloana sonoră nu aparține compozitorului. Coloana sonoră aparține inginerului de sunet. Am să reformulez. Vorbim despre muzică de okay film. Am făcut multe filme, de care multe din ele sunt, hai să spunem, mândru. Nu mi-e rușine, nu mă feresc de cuvântul ăsta. Sunt lucruri importante ale cinemaului românesc. Sigur, ele au fost făcute într-o perioadă politică, cum au fost făcute, în care cenzura își punea dramatic, își impunea
gustul, să-i spunem. Și ați lucrat cu niște regizori incomozi pentru regim. Se poate spune Mircea Veroiu sau Dan Pița, nu erau... Nu erau și mai mult decât atâta, în general, vă pot spune acum, cel puțin 10 filme la care am lucrat cu ei, care le-am făcut și au ieșit după 2 ani. De exemplu, primul film pe care l-am făcut a fost cu Mircea Veroiu, era un film polițist făcut în 72, după 2 ani de zile a ieșit. A trebuit să refilmeze. A trebuit să refilmeze, că nu le-a convenit nu știu ce și a trebuit să refilmeze. Adică nu contau banii. Nici nu se discuta problema de bani. Conta acuratețea ideologică. După aia, al treilea film pe care l-am făcut, al patrulea film pe care l-am făcut a fost cu Dan Pița, iarăși un film foarte important și drag mie, Tănase Scatiu. Tot așa, a stat un an jumate, a refilmat săracul că au băgat nu știu ce. Cenzorii aveau de comentat și când venea vorba de muzică? Nu, la muzică nu se băgau, că nu prea înțelegeau, nu comentau foarte mult. Dar comentau, mai spuneau, domne, dar de ce nu e mai veselă, mai tristă sau nu știu ce încercau să spună. Deși ați compus multă muzică de film, spuneați undeva, am găsit într-un interviu de-al dumneavoastră, că nu vă place neapărat să compuneți muzică de film, pentru că acolo faceți un compromis cu regizorul sau... E o negociere acolo care se poartă. Sigur că e o negociere nu numai cu regizorul, e o negociere cu întreg ambalajul. Filmul are niște reguli ale lui, nu? E o poveste. Filmul spune o poveste în care cine e important? Important este actorul și mișcarea actorului în acest spațiu cinematografic, acest spațiu vizual pe care, evident, este numai regizorul care îl definește. Muzica, compozitorul ce face? Compozitorul încearcă să sublinieze anumite momente, să le... Nu, compozitorul încearcă să ajute ca povestea să fie cât mai bine spusă, pentru că muzica are un lucru extraordinar pe care, după părerea mea, nicio artă nu-l poate face. Muzica spune subliminal niște lucruri. Nicio artă de pe lume, nici filmul nu poate să ajungă în această zonă subliminală. Dacă ne ducem cu foarte mulți ani înainte, o să vedem ce s-a întâmplat. Omul nu vorbea, dar primul lucru a găsit două pietre și două bețe și a început să facă muzică, nu? A început să le bată. După care, ce a făcut? A luat o piatră și a început să picte, să deseneze pe peretele peșterilor. După aia a dansat, după aia a vorbit. La început a fost muzica și după aia cuvântul, asta da? Spun, la început a fost muzica. La început omul, asta a fost bucuria lui, să bată din două pietre, deci era ritmul. Probabil că din cauza asta a ajuns, muzica poate să transmită ceva subliminal. Dar... Și atunci regizorul, în momentul în care nu ies scenele, o spun iarăși din propria experiență, în care au fost niște rateuri de mișcare de aparat sau de joc al actorilor, atunci, ok, punem muzică și subliniem noi romantismul scenei sau duritatea scenei sau, în fine, anumite lucruri care lipsesc din cadrul respectiv. Și de-aia spun că... Uneori este tautologic combinația de muzică cu imagine. Probabil că de-aia tânăra generație nu dorește să pună nimic. Vezi, nu există film, toate filmele de astăzi nu se fac cu muzică. Am văzut destul de multe filme făcute astăzi și le dau dreptate. Pentru că filmele pe care ei le fac acum le gândesc fără muzică. Sunt filme, unele dintre ele chiar mi-au plăcut foarte mult și m-am gândit, domne, dacă aș fi fost chemat să scriu muzică, păi nu, onest, aș fi spus și eu, nu merge niciun fel de muzică. În structura respectivă. În filmul respectiv, asta spun și eu, în filmul respectiv, muzica ar dilua senzația frustă și dură pe care el a spus-o în film. Da, n-ați găsit și acolo o muzică similară cele pe care o ascultați sub pod acolo sau pe pod? Nu. E un alt tip de gândire, e un alt tip de construcție a lui ca regizor. El și-a construit și a articulat foarte bine filmul lui, scenariul lui, jocul actorilor, mișcarea în mișcarea camerei în cadru, deci cu care regizorul pictează filmul, nu? Face acest spațiu vizual. Nu am găsit niciun moment în care eu, ca compozitor, m-aș fi putut strecura. Când vă uitați la un film, sunteți atent la acțiune, ascultați muzica, le faceți pe toate deodată? Depinde de film. Dacă filmul e prost, nu ascult decât muzica.
sau încerc să mă concentrez pe lucrurile care îmi plac. Dacă filmul este foarte bun, îl văd de mai multe ori ca să descoper cât mai multe subtilități de muzică, de scenariu, de imagine, mai departe. Îmi place să aflu cum au gândit alții, nu cum au construit. Că e foarte interesantă această construcție. Să vezi cum gândesc alții. Cum gândesc alții din alte cinematografii, din cinematografii. Hai să le spunem, chiar etalon, nu? Oameni cinematografii care fac multe filme și care vând, sunt industrie. Vezi, industria americană. Fac un film, bag în el 100 de milioane și scot un miliard. Filmul a devenit să vinde pe tot globul. Deci, iartă-mă, e un lucru, o bilă albă. Asta înseamnă industrie. E bine, nu e bine, putem discuta estetic foarte mult. Că întotdeauna discutăm de industria aceasta tip Hollywood și partea independentă, cinematograful independent, de unde au ieșit foarte multe filme importante ale istoriei filmului. Filme extraordinare, filme nemaipomenit de importante și vitale pentru istoria filmului. Noi, publicul, avem senzația că scriitorul, compozitorul, pictorul sunt niște persoane retrase așa și care lucrează cumva solitare, care ies doar din când în când în lume ca să-și prezinte creația. Vorbim cu dumneavoastră, descoper că sunteți o persoană care vrea să comunice cât mai mult, să schimbe idei și care nu că lucrează în echipă, dar e obligată să lucreze cu foarte multe persoane, fie că e vorba de orchestra care transformă în muzică ceea ce ați compus dumneavoastră acolo. Da, punctul zero. Fie că e vorba de interpreți cu care colaborați și așa mai departe. Cum vă alegeți colaboratorii aceștia? Până la asta, punctul zero ești singur, tu singur. Deci e exact ceea ce spui, oameni retrași. Pentru că punctul zero se întâmplă într-o cameră de patru pereți, sunt patru pereți unde închiși. Unde sunteți doar dumneavoastră, unde, cu ideile exact, dumneavoastră. Exact, unde tu ești singur, tu ești și criticul și cel care te aplauzi. Și criticul care comentează. Și criticul care comentează și cel care spune, vai ce talentat, vai ce... Deci îți hrănește ego-ul. Important e să știi cum să reziști și la lucrurile bune. Și lingușitorilor și celor care atrag atenția, da. Adică să fii atât de stăpân pe tine și un om atât de curajos ca în momentul în care acest obiect numit de artă a ieșit de pe ușa ta, el a devenit bun național. El a devenit bun, nu național, public. Bun public. Nu mai îți aparține. Poate să-l folosească oricine, cu condiția să plătească drepturile de folosință, dar asta înseamnă bun public. El poate să fie pus, tu l-ai scris pentru un anumit gen de film și el a devenit o ilustrație muzicală într-o emisiune de televiziune, de exemplu. Asta este lucrurile care se întâmplă și creatorul pierde controlul cumva asupra pierde produsului. Categoric pierde controlul. Iar eu pot să-mi imaginez în momentul în care l-am făcut un cântec, da? De exemplu, Sting a scris o piesă absolut celebră, Every Breath You Take, care a fost mare, imens hit în anilor 80. Săracul a scris că s-a despărțit de o iubită, de iubita lui. Dar acest cântec pentru tot globul ăsta a fost un cântec foarte solid, foarte dinamic, optimist, foarte optimist. Și când i-a spus un prieten, dom'le, băi, este cel mai minunat cântec. Dacă când sunt trist, îmi pun acest cântec ca să mă reîncarc de energie. Și el i-a spus, da, tu știi, dacă ți-aș povesti cum am zis eu cântecul ăsta, că să vezi ce înseamnă. Apropo de spațiu zero, de spațiul acela de patru de destinul creației. Și destinul creației când iese în piața publică, unde trebuie să ai curaj să preîntâmpini aceste discuții, aceste valori. Cât despre colaboratori, cum vi alegeți? Mi-aleg colaboratorii... Ce vă interesează mai mult la ei? Să fie oameni, să aibă caracter. Din păcate greu găsești această calitate și onestitate și destul de complicat. E destul de complicat să găsești oameni cu caracter, dar găsești, când vrei găsești. Dacă nu ești obligat să ai relații cu oameni de toate felurile să limitezi relația strict la profesie. Este o relație tipic profesională, o relație, de exemplu, dacă faci muzică de jazz cu o orchestră, cu big band sau cu un combo sau muzică simfonică cu o orchestră mare, ăștia sunt oamenii, nu?
N-am cum să-l fac eu pe cel de la pupitru 10, violonistul de la pupitru 10 să cânte mai bine. Ăsta este. Să fie mai, să-i placă. Nici nu pot să-l oblig să-i placă. El e angajatul orchestrei respective și e obligat să cânte. Deci sunt niște lucruri pe care un creator trebuie să și-l asume. Asta e meseria. În momentul în care făceam muzică electronică era extraordinar, pentru că eu compuneam, eu cântam, eu orchestram, eu eram propriul meu inginer de sunet. Asta e muzica. Erați un om orchestră. Eram un om orchestră, da? Și asta e muzica. Asta era, dacă vrei, ego-ul meu era bine de tot pus în evidență. Nu știu câți dintre cei care se uită acum la noi știu că ați făcut sport de performanță, ați făcut rugby. A făcut ceva. Ne puteți spune mai multe și despre aceste... Din păcate a fost foarte puțin momentul, pentru că am avut un accident și n-am mai putut. Și ați fost nevoit să vă retrageți. Da. Dar ați rămas cu dragostea asta pentru sport? Tot timpul. Am fost și acum pe stadion. Știi că au fost meciuri, test cu America, cu americanii și cu japonezii. Și acum, săptămâna viitoare, vor fi cu canadienii, cu care suntem în grupă la campionatul mondial care va fi la anul. Din păcate, nu mai avem o echipă de talia celei care înainte de 89... Nu mai. Înainte, în anii, eu mi-aduc aminte când am ajuns prima oară, când am văzut prima oară, pentru prima oară un meci de rugby, m-a dus taică meu la stadion, pe stadionul 23 august, era cel care s-a dărâmat, era un 50.000 de oameni pe stadion. Am văzut un meci de rugby cu Anglia, în care România i-a bătut pe englezi, i-a venit să rămfumurați. Într-adevăr, englezul e cel care a inventat rugby-ul și a fost așa un delir, a fost o nebunie pe stadion, de-aia mi-a și rămas. Și după aia m-am dus, era lângă mine, că de-aia așa am și ajuns, era pe unde stăteam, era un stadion dedicat numai rugby-ului, în care începeau copiii de la preșcolari și treceau prin toate fazele până la echipele de tineret, care se pare că acum vor să-l dărâme, să construiască ceva, o chestie, o crimă, domnule, o crimă, pentru că copilul trebuie dus la sport. Sportul înseamnă un lucru extraordinar, mai ales rugby. Rugby ce este? Este un sport de echipă, este un sport în care joacă 15 oameni. Deci tu niciodată nu ești singur. 1. 2. Eu nu pot să te atac decât uitându-mă în ochii tăi. Eu nu pot să te atac decât din față, pentru că dacă te-am atacat din spate, este faul. Eu, dacă tu nu ai mingea în brațe, este faul. Deci eu învăț niște reguli extraordinare de comportament în viață, care sunt vitale. În Noua Zeelandă, copilul ăla este dus pe stadionul, Noua Zeelandă fiind țara cu cea mai dedicată și fabuloasă echipă, se cheamă All Blacks, cunoscută de ani de zile, copilul de la 4 ani, 5 ani este dus pe stadion să învețe. Să învețe ce înseamnă această relație. Mai e o zicală extraordinară, sunt două zicale cu rugby-ul. Rugby este un sport de golan practicat de lorzi și doi, este că nu mă interesează în rugby, niciodată nu mă interesează cine este în fața mea, mă interesează cine este stânga-dreapta. Ceea ce denotă extraordinar de mult, că dacă eu am o echipă, dacă am doi oameni, figurat vorbind, doi oameni care, în care îmi sunt prieteni, în care am încredere deplină, deci nu mă interesează cine e în față, pot lupta. Deci pot să mă uit, pot să mă strâng de mână și să plec la atac. Asta denotă, e o chestie de educație. De-aia e bun sportul. Mi-ați răspuns cumva la o întrebare pe care o pregătisem de asemenea, că eram tare curios să aflu cum v-a marcat, cumva, personalitatea acest episod? Categoric mi-a marcat. Însă, cu siguranță mi-ați răspuns. Pe de altă parte, rugby-ul e și un sport pe care chiar nu-l poți trișa și unde trebuie să dai tot ce ai mai bun. Dacă îl trișezi, ai accident și la revedere. Și în felul ăsta seamănă mult și cu ceea ce ați făcut în toată cariera, adică n-ați păcălit niciodată, nici muzica, nici publicul. De ce? De ce ați dat tot ce era mai bun? Și ați făcut-o cu multă pasiune. Și o fac cu multă pasiune. Consider că mai am ceva de spus. Cu siguranță. E un ingredient obligatoriu pasiunea, nu? În orice ai face. În orice. Absolut în orice. Și dacă ești împiecat de mișcare la gara de nord, îți trebuie pasiune. Că dacă nu, deraiază trenul. Dacă n-ai ridicat bine semnalul sau să întorci macazul, se duce trenul. Deci fără pasiune nu există. Fără pasiune toată viața e un triș. Nu și are nici sens,
Nu se poate, eu nu concep. Am vorbit despre concerte și despre discuri, dar nu suficient despre acestea din urmă, pentru că ați editat multe discuri. Nu, am editat foarte puține discuri. N-am fost adeptul propriei. Nu, n-am fost adeptul să fac discuri de dragul discurilor. Am fost adeptul să fac discuri numai dacă am ceva de spus. Înainte de 89 am publicat 5 discuri, 6, 1, 2, 3, 4, 6 discuri. Atât. Și de când am, după 89, împreună cu casa A&A Records, care mi-a oferit această șansă, și cu Fundația Muza, am putut să scot aceste trei discuri foarte diverse. Unul este acest disc, Bird in Space, este un disc cu muzică de jazz, muzică pentru big band, pe care am scris-o în anii 2011-2012, la care am adăugat începuturile mele în ale jazzului și două piese de muzică electronică, full electronic. Al doilea disc este un disc Invisible Movies, care sunt muzică de film, care sunt teme importante din muzică de film. Mai am material pentru încă două CD-uri. Asta vreau să vă întreb, nu v-a fost greu să alegeți? Foarte greu, dar sintagma după care am conceput playlist-ul acestui disc a fost o muzică accesibilă, cu cântece din film, cu muzică electronică, o paletă de la, încercând să cuprindă de la muzică electronică și cântece pop, până la orchestră simfonică. Deci un pod de experiență muzicală și de performanță muzicală pentru mine. Iar ultimul disc, după aia am să spun ideea aici cealaltă. Ultimul disc este cel care a apărut de curând, este Funky Synthesizer 2.0, este titlul propus și acceptat instantaneu, pentru că mi se pare extraordinar. Funky Synthesizer a fost un disc pe care eu l-am scos în 84, iar producătorul Andy Enache mi-a venit cu această propunere, a propus Funky Synthesizer 2.0 ca un tip de soft, mi s-a părut un titlu foarte bun și de aia imediat am... Care spune practic exact care spune practic. De ce? Pentru că este o reeditare a discului din 84. Nu este o reeditare a discului din 84. O reanregist? Nu, n-am putut să le realizez. Dar piesele de atunci pe care discul ăla de vinil nu puteau intra decât puține minute. Puține, în jur de 30 de minute. Din cauza tipului, cum se făceau discurile. Și ca să sune bine, nu puteau intra decât cam 15 minute, 15-16 minute pe o față și 15-16 pe fața a doua. Am luat piesele și le-am făcut radio-edit. Radio-edit înseamnă toate radiourile, ca să pot să dea piese cât mai mult, au un standard care se cheamă radio-edit și fiecare piesă trebuie să aibă 3 minute și un sfert. E o obligație. Deci am reeditat aceste piese de atunci, am adăugat muzici care eu am vrut să le pun. Și da, care atunci n-au mai avut loc pe discul vinil. Da? Am mai adăugat muzici electronice făcute în această perioadă 78-86, muzici electronice pe care nu le-a auzit nimeni, care și piesele alea sunt în prima audiție. Nu le-am dat nimănui. Sunt piese efectiv în prima audiție și aceste muzici electronice și aceste muzici de dansă, spunem, muzici, că ăsta a fost scopul acestui Funky Synthesizer atunci în 84. Eu am vrut să fac muzică de dans, muzică de discotecă, muzică care să se folosească în discotecă, după care am mai pus două piese vocale de pe un disc cu Crina Mardare stereo, două piese care îmi plac mie, încă o piesă tot așa în prima audiție pe care am făcut-o și am uitat-o, am lăsat-o într-un sertar, și o piesă de jazz, o temă de jazz pentru pian pe care am scris-o în 2014, care este muzica unui spectacol de teatru care va avea premieră pe 1 decembrie la Teatru Bulandra, se cheamă Conversație de mormântare, regizor Alexandru Darie. O piesă foarte interesantă și soluția asta de jazz contemporan
e foarte bună. Vreau să... Este așadar un disc pe care niciun iubitor al muzicii lui Adrian Enescu nu trebuie să-l rateze, pentru că, iată, sunt o mulțime de lucrări inedite și, pe de altă parte, și cele pe care le cunoșteau sunt în haine noi, sunt într-o altă formulă. Și vreau să ne mai spuneți ceva despre... Da, vreau să spun că întotdeauna când am făcut discurile astea, întotdeauna m-am pus întrebarea, domne, de ce fac eu discul? De ce? El trebuie să spună ceva. Nu, de asta am și făcut puține CD-uri, pentru că trebuie să spună ceva. De ce reiau eu acest disc din 84? Am ceva nou de spus? Am ceva... Exact. Discul ăsta a fost o propunere îndrăzneață a anilor 80. Nu mi-e rușine să spun. Să nu considerați că am... cum să spun, cam nasul pe sus, dar trebuie să spun, este un disc care atunci s-a vândut extraordinar de bine. Vorbesc de multe unități pentru un disc care în medie se vindea un vinil, se vindea cam în jur de 10-15 mii de unități. Eu am reușit să vând cu discul ăla cred că 600 de mii de unități, ceea ce a fost sigur, performanță. Sigur că era un tiraj... Era o performanță. A fost foarte bine primit de absolut toată lumea acel disc și m-am gândit că e păcat să dispară acest material să nu existe pe un suport care să dureze mai mult. Nu, și accesibil, accesibil anilor publicului din zilele noastre. Exact, da? Pentru că cred că procentul de este de sub 0,00% de oameni care mai au încă pick-up-uri ca să poată să ruleze ăla. Iar diferențele acustice sunt fundamentale. Dar și adăugările de piese pe care le-am făcut, tot playlistul ăsta de care v-am spus, cu această muzică electronică în acea perioadă 78-86 în cel mai mult, sigur, sunt absolut noutăți, pentru că nu le-am pus pe niciun CD. Nu există nicăieri, pe niciun suport. Deci, în afară de cele 7 piese care au apărut atunci, restul sunt muzici complet... prima audiție, și cele două piese care au apărut înainte pe discul stereo, restul sunt muzici în prima audiție, muzici necunoscute, de care nu mi-e rușine. Din contră, ascultate astăzi cu urechea și cu poziția critică a anului 2014, nu mi-e rușine să... chiar îmi pare foarte bine că și Andy Enache și Alex... și mama au bătut la cap să scoatem acest disc, ei au dreptate. Nu mi-e rușine deloc să cu acest disc cu Funky Synthesizer, la fel ca și Invisible Movies. Este iarăși o demonstrație de compozitori de muzică de film, de la muzică electronică până la orchestră simfonică mare, sunt niște lucruri care mă reprezintă și pentru că eu sunt, am fost adeptul că film, din păcate, în general scrii cam între 40 de minute și cam 60 de minute de muzică de film. Multe din ele sunt prostii, sunt muzici care trebuie să treacă pe acolo să ajute imaginea, dar întotdeauna m-am străduit și m-am străduit din toate puterile ca măcar 5 minute să mă reprezinte pe mine în integralitate, să-mi reprezinte gândul meu. Gândul meu muzical, gândul meu de concepție, de construcție. Și asta reprezintă fiecare temă de aici. Este tocmai acest lucru important din film. Sunt sigur că l-am strânit interesul celor care sunt în fața micului ecran acum. Din păcate, am tot vorbit despre constrângeri, despre radioul care impune o anumită limită la melodii, despre muzica de film care și-a impune o anumită constrângere sau despre discul vinil. S-a încheiat și timpul alocat emisiunii noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă aștept și în alte împrejurări aici la UTV. Vă doresc toate cele bune și la fel și dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, toate cele bune.